să ne oprim la terapia Bowen. Ce înseamnă ea? Un scurt istoric. O tehnică alternativă pusă la punct de o întâmplare în anii 50 în Australia, Tom Bowen, o tehnică extrem de simplă și eficientă, cu ajutorul căreia se declanșează un proces de autovindecare, de rearmonizare a corpului, a sufletului și a minții. În ce constă această tehnică? Se fac mișcări ușoare pe anumite puncte, se provoacă mușchi, fascii, ligamente, preț de câteva secunde, se transmit impulsuri la creier și ideea de bază a terapiei, când stare de relaxare profundă, se reactivează capacitatea de autovindecare. Se trezește doctorul interior. Nu este niciun tehnică de masaj, nu nici de acupunctură. Nimic din ce ați văzut până acum. Cam târziu s-au descoperit. Au ajuns și în România aceste practici. Mi-ar fi plăcut să beneficiez și eu de ele în perioada de sesiune. Ce se întâmplă în terapiile Bowen? În terapiile Bowen, după cum vă Pentru că ne-am lămurit. Nu avem nici acupunctură, nici chiropractică. Nu suferă nimeni acolo. Absolut nimeni. Este 100% neinvaziv. Corpul ori va începe un proces alert de autovindecare, ori nu se va întâmpla nimic. Dar rata de succes a terapiei este de peste 90%. Ca ceva să se schimbe. Terapia, un proces foarte bun. Da. Terapia abordează, terapia alternativă, abordează ca un întreg organism. Da? Citam că e cea mai simplă și eficientă abordare holistică din secolul 21. Sună puțin bombastic, dar vă spun că nu este... Nu e exagerat total. Vă spun din proprie experiență că nu e nimic exagerat în ce se afirmă. Am văzut de-a lungul timpului rezultate spectaculoase și e motivul pentru care toată lumea afirmă acest. Să le spunem telespectatorilor noștri cum decurge o ședință la o terapie Bowen. Omul vine și se întinde pe pat, un pat de masaj, da? Terapeutul face două mișcări, patru mișcări, seturi. După cum vă spuneam la început, provoc anumiți mușchi, fascii, ligamente, plec. Lăsați acolo pauze. Nu se lucrează în flux continuu, da? Așa. În timpul acesta, foarte mulți adorm. Se relaxează atât de Asta e relaxarea totală la care trebuie să ajungă. Da, se relaxează atât de mult încât adorm. E starea ideală pentru demararea procesului de autovindecare. Nu ne mai gândim la nimic, corpul începe să lucreze. Avem o stare de sănătate de 100% în structurile noastre pe care am pierdut-o poate chiar la naștere. Corpul va tinde să readucă acea stare inițială în față. Își va face o scanare și va merge în punctele sensibile unde are de lucru. Da? De multe ori omul vine și se plânge de o problemă, dar de fapt are probleme pe care poate nu le știe, nu le ia în considerare și sunt mult mai importante. Corpul se va duce către acele probleme. E inteligent, știe el cel mai bine care e parcurs. Vă dau un exemplu, un domn care a venit și mi-a spus că are probleme doar cu genunchiul, în rest e sănătos tun. În timpul terapiei a realizat că pur și simplu era balonat și s-a desumflat, efectiv. Deci bila lui a început să lucreze. El, de fapt, avea mari probleme cu bila. Dar pentru el nu erau importante. Conta genunchiul. Da? Ăsta e corpul. Are o inteligență. Este cel mai inteligent doctor. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e de departe. Se face așadar o reactivare a memoriei celulare. Până acolo se lucrează? Până acolo. Prin această tehnică? Da. Asta se întâmplă. Ne autovindecăm cu propriile... Cu propriile noastre resurse. Dar unde este Dumnezeu? Unde este divinitatea Dumnezeu în această ecuație? În toate. Dumnezeu în toate. Fără Dumnezeu nu s-ar întâmpla nimic. Am vrut de la început să subliniez și am spus că Tom Bowen era tâmplar. Acolo a fost Dumnezeu. Pentru că un tâmplar cu minime cunoștințe n-avea cum să pună la punct o asemenea terapie dacă Dumnezeu nu l-ar fi susținut în dezvoltarea acestei terapii. Cu siguranță acolo a fost har divin, nu mai încape discuții. Se lucrează prin sistemul nervos asupra sistemului osos și muscular în cazul terapiei Bowen. Da. Să explicăm.
să explicăm. Cum vă spuneam, se transmit impulsuri, sunt puncte predefinite pe care se lucrează, da? Puncte bioactive, de unde pleacă acele semnale către creier. În urma acelor semnale se declanșează procesul de reechilibrare. Omul stă întins pe pat între 40 și 60 de minute, în cazuri extreme când nu poate să stea întins, se poate lucra și pe scaun. Se face o dată pe săptămână această, iar o problemă, neavând timp, faptul că se face săptămânal e un mare atu pentru terapie. Îi dai spațiu și timp pentru că minim 5 zile după această terapie corpul va lucra. Sunt oameni care simt... Fără ca noi să ne dăm seama. Sunt oameni care încep să aibă diverse reacții pe parcursul acestei săptămâni. Să simtă că o zonă s-a încălzit, că un mușchi se mișcă. Vede omul că de la zi la zi starea se îmbunătățește. Ca număr de ședințe nu există ceva fix. Sunt oameni care și după prima ședință simt schimbări. Sunt oameni care au nevoie de câteva ședințe în problemele acute, în problemele cronice e nevoie de mai multe ședințe, dar nu e ceva fixat, nu se lucrează cu șabloane. Am scos și aici o listă și în cazul vostru, da, ca să ne confruntăm cu ea. Dacă e valabil în cazul... Care sunt afecțiunile în care terapia Bowen și-a dovedit eficacitatea? Și apar aici problemele scheletomusculare și articulațiile. Așadar, de la accidentări sportive, la sciatică, umăr înțepenit, probleme la genunchi, luxații ale gleznei, restricții de mișcare a gâtului, dureri de spate, afecțiuni ale organelor interne, tot ce ține problemele de rinic, ficat, vizică, biliară, stomac, intestine, apoi infertilitatea, chisturi ovariene, fibroame uterine, dezechilibre hormonale și emoționale, stres, oboseală cronică, migrene, dureri de cap, afecțiuni respiratorii, bronșite, astm, boli ale sistemului imunitar, chiar și sechele după accidente vasculare, ceea ce e foarte important, alergii, rinite, afecțiuni neurologice. O listă lungă și cred că nu e completă, nu? Nu e completă. Nu e completă. Ați remarcat, poate, probleme scheletomusculare. Sunt foarte multe, pentru că în momentul în care ne doare coloana, țipăm. În momentul în care avem probleme cu tiroida, mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Dar... Dar o resimțim la fel, prin oboseală. Da. La fel de mult... Terapia funcționează și în bolile endocrine și în bolile autoimune cu rezultate foarte bune. Vă dau un exemplu, o doamnă cu un chist tiroidian de 5 cm, după 12 ședințe n-a mai fost nevoie de operație. A dispărut acel chist? După a ajuns la câțiva milimetri nesemnificativ, n-a mai necesitat intervenție chirurgicală. Și medicii cum au reacționat? Medici, eu sper că foarte bine. Sper că foarte bine, pentru că foarte mulți oameni îmi vin trimiși de medici. Pentru că își dau seama, văd... Pot evita o intervenție chirurgicală dificilă. Văd rezultate, nu mai au ce să opereze și atunci preferă, sunt situații când preferă să direcționeze omul către terapia Bowen. Chiar acum două săptămâni mi-a venit o doamnă chirurg, o doamnă doctor, și îmi povestea că a fost uimită de rezultatele unui domn cu probleme la coloană, pe care trebuia să-l opereze. Intervențiile la coloană sunt și mai complicate. Da. Și zice, eu nu operez decât în cazuri extreme, doar dacă e nevoie, nu operez ca să facem operații. Da? Și atunci zice, redirecționez ce se poate, sunt și situații, deci nu se exclud, să ne înțelegem, merg foarte bine împreună. Potențează capacitatea de refacere. Îmi vine în minte un alt exemplu, o doamnă care s-a opărit cu apă fierbinte pe mână, mă sună de la spital unde fusese bandajată, ea venea la mine la terapie, zice, pot să vin la o ședință? Zic, sigur, vino. Îmi spune, trebuie să merg peste două zile să-mi scoată pansamentul și să-mi elimine pielea pentru a evita o infecție. Mergi. Se duce peste două zile
și nu a mai fost nevoie de eliminarea pielii, pentru că... De ce? Organismul începuse un proces alert de vindecare și îmi povestea râzând că domnul doctor pur și simplu se chinuia să scoată pielea de pe zonă și nu reușea. A fost uimit de rezultat, dar ăsta este corpul uman, e o minune. Eu sunt un simplu facilitator, corpul uman e cel care își face treaba. Și nu numai corpul uman, pentru că terapia dă rezultate foarte bune și la animale. Da? Da. Ai exemple în aceste? Am exemple, eram la o mănăstire în Dobrogea, un cal căzut, nu reușea stăpânul să ridice, obosise calul pur și simplu de cât s-a chinuit. Era un bătrânel, nu reușea să facă nimic, m-am dus, i-am făcut două mișcări și a fost ca în poveste. Serios? I-am dat jar să mănânce și s-a reactivat calul, s-a ridicat. Toată lumea a rămas... Unde? În zona coapselor, în zona capului? Unde ai făcut? În zona lombară. Există o... V-am spus, sunt puncte predefinite pe care lucrez. Sunt puncte clare pe care se lucrează. Clare, deasupra bazinului. Și căluțul, a înviat. Mai să-i dea și aripi să zboare. Da. Sau am avut o altă situație, o pisică cu care în moment căzuse, își rupsese piciorul, nu puteai să o atingi. În momentul în care am reușit să-i fac două mișcări, a adormit. La două minute a adormit, după ce fusese la medic și zice, nu e doamnă, eu întorc să luați-o. E, pisica respectivă a trebuit operată, în fine, dar am ajutat-o să se liniștească. Pisicile care sunt și pretențioase, da, în sensul ăsta și au nevoie oricum de masa. Ce face terapia? Dă calitate vieții. Da? Indiferent că mai avem o zi sau 10.000, nu contează. Important e cum trăim, nu să cât trăim. Să trăiești bine și să trăiești în sănătate și în conștiință. În prezent. În prezent. Deplasările osoase așadar se realinează, dar nu se face chiropractică, kinetoterapie. Mi-am notat aici, tensiune musculară se eliberează și circuitul limfatic normal se restabilește, dar nu se face masaj. Nu se face masaj. Meridiane energetice se restabilesc imediat, dar nu se lucrează pe meridiane și echilibrul psihic se normalizează. Per total. Așa este. Repet, suntem o minune și revin, Dumnezeu e în noi. Avem capacitate de autovindecare, terapia vine și o stimulează. Ne-ai adus acolo, ai venit cu o gentuță specială. Da. Nu este, sunt chiar vorba, mirodenii, este, dar vorba sunt esențe. De remedii florale Bach. Ia să vedem noi, care e povestea lor, la ce ne folosesc? Povestea lor e una foarte frumoasă, vine din Anglia. De fapt, este doctorul Edward Bach, da? Era un englez foarte inteligent, care, doctor fiind, a ajuns la concluzie, o concluzie foarte importantă, că oamenii din spital cu aceeași afecțiune, dar personalități diferite, răspundeau diferit la același tratament. Da? În schimb, cei cu personalități asemănătoare... Dar cu boli diferite? Nu, dar cu aceeași boală răspundeau la fel la respectivul tratament. Și atunci și-a dat seama că, de fapt, e o strânsă legătură între problemele noastre emoționale și boală, efectiv. A repartizat în câteva clase stările noastre emoționale, după care a început să caute un remediu care să ajute fiecare categorie pe care el, la care încadrase personalitățile. În primă fază a început cu nosodele lui Bach, renumite în homeopatie. El, la vremea respectivă, chiar fiind denumit al doilea Hahnemann al homeopatiei, dar și-a propus totuși să găsească ceva care să fie 100% neinvaziv pentru corp. Și a început să caute în natură. Unde altundeva? Unde dacă altundeva, nu în natură, da. Adevărul e, de fapt, mult mai aproape decât credem noi. Răspunsurile le avem lângă noi, soluțiile le avem lângă noi, trebuie să deschidem ochii. El asta a făcut, a deschis ochii și a găsit, de-a lungul vieții,
38 de plante care să-l ajute în a acoperi aceste stări emoționale, total diferite, da? Ajunsese la faza la care lua o plantă și putea să spună pentru ce e bună. Sau trăia cu intensitate, timp de câteva zile, o anumită stare, căuta ce plantă i-ar trebui, o folosea, vedea că funcționează. El a trecut mult mai multe prin trierea lui, dar la finalul vieții a lăsat cele 38 de remedii ca bază a terapiei florale Bach. Cum prepara el aceste remedii? De fapt, culegea flori, erau două metode, metoda soarelui și metoda fierberii. Culegea florile, le punea într-un bol de sticlă cu apă de izvor la soare, într-o anumită perioadă, în zone curate. Ce rezulta după câteva ore... În primul ore, rând, încărcarea solară. Încărcarea solară și energia subtilă pe care o, apa o prelua din aceste flori, el o folosea în prepararea acestor tincturi. Și în momentul în care nu era soare, dar totuși existau plante cu flori, apela și la metoda fierberii. De fapt, cum am spus, folosesc energia subtilă, merg la un nivel foarte fin al nostru. Lucrează ca și, să vă dați seama, ca și concentrație, sunt de tip homeopat, adică o diluție foarte mare cu un efect foarte puternic. Nu vreau să se facă confuzie între terapia florală Bach și gemoterapie. Sunt lucruri total diferite. De ce? Ce le diferențiază? Le diferențiază tocmai această concentrație și metodă de preparare. Vă dau un exemplu cât de puternice... Acestea nu au alcool, nu au alcool, însă eu... Ca să le păstreze în timp. Da, au alcool să le păstreze în timp, dar eu în momentul în care prepar un remediu folosesc doar două picături dintr-o sticluță. Da? Pot să pun un maxim de 6-7 remedii, funcție de nevoile pe care le avem, pentru că există un remediu constituțional, cel de bază, care ni se potrivește nouă, dar suntem personalități complexe, cu o multitudine de probleme emoționale la un moment dat. Vă dau un exemplu, ca să mă înțelegeți cât e de puternică terapia florală. O fetiță, 3 ani și 8 luni, s-a necat cu o pastilă, s-a speriat atât de rău că nu a mai mâncat nimic o lună de zile. Au fost nevoiți să o pună pe perfuzii ca să supraviețuiască. Doctorii nu înțelegeau ce se întâmplă. Șocul fusese atât de mare că nu mai accepta nimic. În momentul în care i-am făcut remediul, în prima zi a mâncat un biscuite, în câteva zile a ajuns la alimentație normală. Da? Doamnă, am o doamnă care și-a pierdut soțul. Totul era negru după această pierdere, normal. Dar în momentul în care a avut parte de acest remediu floral, lucrurile s-au schimbat total. Se schimbă optica total. Și se schimbă perspectiva asupra absolut, vieții. Absolut. Ce alte afecțiuni se mai pot vindeca cu aceste... După cum vă spuneam, sunt câteva categorii în care sunt fricile, odată frica, dezamăgire și disperare, nehotărâre. Sunt oameni care nu știu încotro să o ia. Există remediu care să-i ajute să-și stabilească... Se poate lucra și la acest nivel de soluție, de tinctură, nu numai la nivel mental și emoțional. Putem interveni cu acestea. Ce să vă mai spun? Oameni care se simt foarte obosiți. Iar există tinctură, olive, da, care funcționează perfect, da, pur și simplu. Da, aceea cred că trebuie să încercăm mulți dintre noi cu oboseala cronică. Da. Ce ne însoțește în această perioadă. Sau sunt oameni foarte energici. Să-i mai domolim, da, să-i mai domolim, că nu pot să care-i crucea tuturor. Și atunci le facem un remediu să revin acasă. Sunt oameni care, iar, foarte egoiști.
Doar pentru ei. Există și acolo un remediu. Ne întreabă telespectatorii pe Facebook, care sunt onorariile pentru toate aceste terapii? Pentru terapia Abaoen este 50 de lei ședința și vă spuneam, se face o dată pe săptămână. Pentru remediu floral, iar 50 de lei, ajunge cam 3 săptămâni, se iau câte 4 picături, de minim 4 ori pe zi. Foarte important să fie primul și ultimul lucru pe care îl iei într-o zi.